Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Îi salutăm mai întâi pe cei care nu vor să dea mai mult de 200 de euro pe un telefon, pentru că avem aici pe masă încă o clonă de S9. Și este mai bună decât clona dinainte. Dacă țineți minte că acel iHunt S9 era cea mai tare clonă de S9 la momentul respectiv sub 200 de euro, adică ăsta pe care scrie Is on the screen brush face unlock touch of animation, dar care mă recunoaște. Ia uite-l. Și ne-a plăcut foarte tare cu tot coțelul lui, 200 de grame de forță brută. Acest telefon însă a fost depunctat de noi la review. Pentru ce credeți? Mai țineți minte? Sunteți urmăritori fideli? Pentru ecran! Cu ce credeți că vine în plus acest iHunt S9 Pro? Mi-a scăpat ceva? iHunt S9 Pro? Mai avea ceva la nume, stai așa. Gata, știu. De-aia mi-a scăpat. iHunt S9 Pro Alien. Alien. Dar acest Alien este made on Earth by humans. Așadar, dacă voi sunteți printre cei care cred sau nu credeți în teoria conspirației, alienii au fost făcuți pe pământ, la iHunt. Ai zis ceva? Nu. Am încercat să fac o glumă. Nu mă pricep la glume, dar mă pricep să desfac telefoane din cutie. Păstrez aici preventiv și un telefon de 3-4 ori mai scump, dar o să ne jucăm cu el, o să comparăm puțin mai încolo. Așadar, acesta este vechiul S9, acesta este noul S9 Pro Alien. Cutia mai mică, pe care scrie Made on Earth by Humans, pentru că era important, și faptul că are specificațiile aici, care nu ne dau pe spate, însă important este că e un dual SIM și noi am descoperit acel ceva care ne interesa în plus. Adică un ecran mai mare și mai bun. Sper doar să fie fără breton. Eu sunt la primul contact cu telefonul, l-am lăsat pe Radu să-și bage degețelele în el. Așa a venit cu antistres? Serios? Ia. Ok, de 900 de lei am căpătat. A, l-ai spart înainte? Mulțumesc. Revin într-un sfert de oră. Ok! Mult mai bine acum. Așadar, acesta este... Hai mă că e mai frumos. De ce ai zis că e la fel? Este mult mai frumos. Serios. Ok, mai stau un pic. Și e și mai lung. Ce mai avem în cutie? Teoretic ar să fie niște manuale. Mai avem o cheiță pentru că avem un unibody. Desigur, n-am mai avut telefon cu capac pe spate de multă vreme. Un cablu roșu. Micro USB. Da, micro USB. Da, de ce la înainte era USB-C și ne-am întors la micro USB? Cum? The heck? Ok, am câștigat la ecran, am pierdut la mufă. Cum am fost? Da, dar uite ce ai primit în schimb. Trebuie să caut o cablă micro USB. Mufă jack. Mamă, și deci, dar mai găsim un cablu micro USB pe aici prin studio? Oare vom reuși acest lucru? Așa, și un încărcător care încarcă cu 5V și 1A. Ce înseamnă că o să stai cu telefonul la încărcat cel puțin 3 ore. Mai vedem. Bun. Una caldă, una rece. Eu în continuare mă încumet să mă bucur pentru că vom căpăta un S9 mult mai frumos. Pentru că e Pro și e Alien. Așadar, dau momentan asta deoparte și îl pun față de S9-le anterior. Așa, și trebuie să dau folia asta jos pentru că este urâtă. Deși ea a fost aplicată ca să fie mată. Este un pic așa de privacy. Mi-ai lăsat mie să dau eu folia jos? Auzi? Eu când dau folie, nimic am trebuit să mă uit la ecran. Deci chestia asta așa mată este și oleofobică, să știi. Cred că a fost pusă cu intenția să o păstrezi. Da. Deci cineva chiar s-a străduit să o pună ca să poată fi păstrată. Nici nu vreau să văd cum arată ecranul cu ea, pentru că eu iubesc foliile așa cum iubesc și... Am și pornit din greșeală. Băi, fii atent ce bine arată. Uite cât de negru e. Deci că este un S7 mai mare, Radu. Așa, să dăm și folia de pe spate, unde nu o să găsești un S9 Pro, să găsești altceva. Dar spatele este absolut spectaculos. Uite și tu cum arată. Deci arată mai bine decât pe HTC-ul tău. Spatele arată spectaculos. Sticlă curbată pe un telefon de buget, foarte curbată, nu oricum. Deci fii atent cât de repede au ajuns producătorii din China din urmă trendul cu sticla curbată pe spate. Arată absolut spectaculos, reflexiile sunt foarte reușite, sunt mai multe straturi aici
și le-a ieșit. Adică gândește-te, simplu fapt că acest iHunt este printat sub sticlă și folia era atât de bine pusă încât mi-a rupt unghiile. Iar iHunt-ul este sub sticlă aici, S9 Pro Alien, iarăși este sub sticlă, totul este sub sticlă. Deci spatele ăsta este dintr-o sticlă curbată, ceea ce e mare lucru. Dar fii atent, canturile arată exact ca la Samsung, ba chiar un pic mai bine, sunt aurii. Adică ai văzut un S8 sau un S9 auriu cu canturile aurii? Nu există. Ăsta are. Poate în Dubai, dar la noi nu există. Și arată exact la fel din afară. Exact la fel. Deci arată exact ca o clonă. Hai să vedem un pic și slotul de card. Înțeleg că este un dual SIM și ar trebui să suport inclusiv card de memorie. Sunt tare curios dacă e cazul aici. Da, două nano SIM-uri. Unul dintre ele poate fi înlocuit cu card micro SD. Bun. Și dacă tot l-am pornit, prima reacție, nu are Breton. Doamne ajută! Asta este o veste foarte bună, dar dacă îl punem lângă, hai să punem lângă cel dinainte, diferența arată cam așa. Așadar, există o evoluție aici. Dacă îți doreai un ecran mai mare, în aproape aceeași carcasă, și acest S9, să zicem așa, există o astfel de evoluție, fix în aceiași bani. Hai să vedem însă ce am păstrat, ce s-a îmbunătățit și unde a scăzut, dacă a scăzut ceva, în afară de cablul, conectorul micro USB, dar avem mufă de căști față de generația anterioară. Acum avem și mufă de căști, dar nu mai avem USB-C. Înainte să trecem la specificații, totuși să-l punem și lângă un S9 Plus, pentru că degeaba vorbim despre S9 când el seamănă mult prea bine cu un S9 Plus, ca și gabarit, ca dimensiuni. Doar că S9 Plus este un pic mai subțire, dar au în rest aceleași dimensiuni. Cam așa arată. Asta este S9 Plus și asta este iHunt. Ok, da, era să cred că da, am reușit un pic. Un pic. Da, pentru că chestia asta din jurul camerei de pe S9 Alien, ăsta Pro Alien, zgârie. Tu știi bine, zgârie la mână, deci să ai mare grijă să nu pui cu alte telefoane, că o să doară. Bine, deci foarte asemănătoare. Ca proporții, foarte asemănătoare. Tehnologia însă de ecran este superioară pe un Samsung și trebuie să-ți reamintesc, dacă urmărești cu atenție industria, ecranele sunt cea mai scumpă piesă dintr-un telefon. De aceea ne încântă upgrade-ul acest capitol. Și hai să vedem un pic cât de upgrade este acest upgrade. Dacă pe generația anterioară aveam un 5,7 inch cu o rezoluție sub Full HD, 1440 pe vreo 720, acum am căpătat un ecran de 6 inch cu un minim de curbură, mai degrabă pe colțuri, așa, de 2160 pe 1080. Așadar, mult mai mulți pixeli. Mult mai mulți pixeli. De aceea și luminozitatea a scăzut puțin ca să protejeze bateria, dar este în continuare un ecran suficient de luminos, un contrast bun, dar detaliile sunt mult mai bune. De aproape se vede cel mai bine, te cam așa. Dacă ai televizor sau ecran 4K, pe ăsta poți să vezi pixeli în 4K. Pe ăsta nu poți să vezi pixeli în 4K. Asta este diferența importantă între cele două. Ca și gabarit, cam așa arată diferențele. Îl dăm deoparte pe S9. Și continuăm cu acest S9 Pro Alpha. Bun. Așadar, oțel, sticlă, față-spate, 8,8 mm grosime, 210 grame. Cu 5 grame mai mult decât cel înainte, dacă te interesează lucrul ăsta. Însă, senzația este foarte plăcută atunci când vezi cât de mult s-au dus în laterale cu marginea ecranului, care începe să devină tactil abia după ce depășești un pic cantul, astfel încât să nu-l atingi din greșeală în buzunar. Au implementat același lucru bune pe care l-a făcut și Samsung, au învățat că zonele astea de pe margine nu ar trebui să fie responsive. Asta este o chestie bună. La capitolul performanță, nu am așteptări prea mari, dar hai să vedem repede platforma tehnică, care vine cu un procesor evident de la MediaTek, un MT6755 cu 4 GB de RAM și atenție, 64 de giga de stocare, ceea ce nu este rău deloc, te poate ține fără probleme dacă vrei să mergi cu un dual SIM, nu va trebui să pui un card de memorie și să renunți la al doilea SIM. La capitolul accelerare grafică, doar două nuclee, avem un Mali T860 care este în stare să ducă doar jocuri, să zicem, accesibile, nu-ți imagina că vei juca PUBG pe el.
dar te vei uita la filme. Pe un astfel de ecran, filme se vor vedea mai bine. 6 inch nu arată rău. Partea de performanță, hai să vedem rapid cum ai ieșit în benchmark-uri. Doar 53.000 de puncte, la un sfert sau mai puțin chiar decât liderii din această perioadă. Așadar, nu este un device care se bate la performanță, mai ales că vine cu Android 7. Nu știu dacă ți-ai dat seama din felul în care arată interfața asta, dar device-ul de pe masa noastră vine cu un Android 7.0. Cu toate astea, sunt pregătit să pun pariu că poți trăi cu un astfel de telefon, câte vreme nu-l încarci cu foarte multe aplicații, poți trăi foarte bine exact ca și cu un telefon din 2018. Și asta mă reîntoarce la ce am mai spus despre telefoanele moderne. Cât de mult mai contează la telefoanele noi procesoarele și cât de mult mai contează ecranele. Dacă ai un ecran de 6 inch cu o rezoluție mai mult decât suficientă, culori și contrast ca lumea care se mișcă și răspunde, dacă Androidul este bine optimizat chiar și pe un procesor de acum 2 ani, cu 4 GB de RAM și 64 GB de stocare, este suficient pentru tine? Asta este o întrebare foarte bună. Chiar sunt pregătit să mă gândesc deocamdată la un experiment în care aș trăi măcar o săptămână cu un astfel de telefon. Sunt tare curios ce mi-ar putea strica cu adevărat experiența de utilizare față de un alt telefon de 6 inch care poate fi de 2-3 ori mai scump. Desigur, pe ăsta merge PUBG. Desigur, ăsta are niște mega camere și totul funcționează pe el foarte, foarte bine. Are și Android 8 și așa mai departe. Toate update-urile sunt la zi. Dar cu toate astea, nu știu câți dintre noi sunt atât de atenți la această parte de performanță. Cu siguranță însă vei fi atent la partea de cameră, pentru că asta este a doua cea mai importantă chestie pe care o facem pe aceste device-uri. Și hai să ne jucăm un pic cu camera foto. Camera principală, 16 megapixeli cu încă una de 2 megapixeli. 16 cu 2 pentru a obține efectul de bokeh, evident. Are un senzor de la Sony, de o generație un pic mai veche, nu are stabilizare. Nu este o cameră excepțională, dar este clară și are autofocus. Și mă folosesc de această ocazie ca să vă arăt unul dintre cablurile de la cei de la Devia, vândute de Brand GSM, partenerii noștri. Ia să-i facem și o poză. Permiteți. Mie mi se pare că pozele sunt clare. Ai cablu cu micro? Hai să încerc un pic de bokeh. Ia, frumusețe figură. Băi, nu e rău. În condiții de lumină bună, toate camerele sunt bune. Încă o dată vin și spun, nu prea mai există camere proaste în condiții de lumină normală. Sunt curios însă dacă pe camera de selfie avem probleme. A, beautify, frumusețe figură, iarăși. Poate să trec pe foto ca să obțin ceva mai realist. O cameră foarte bună pentru 2016. Dar în 2018... mă aștept la ceva mai multe detalii. 8 megapixeli, de fapt sunt vreo 5 interpolați, dar este suficientă pentru a-ți face selfie-uri pe care să le trimiți rapid pe platforme sociale. Dacă vrei neapărat să nu se vadă cât de obosit ești sau că ai riduri, poți să faci frumusețe figură. Ia să dau eu la maxim frumusețe. Uite, vezi? Deci, nici nu trebuie să te mai bărbierești cu un astfel de aparat foto. Cu toate setările date la maximum pe frumusețe figură, arăt monstruos de bine. Partea de video, nu cred că avem așteptări foarte mari. Sunt pregătit să pariez că avem doar Full HD. Ia să vedem. Un soft destul de ok, luat din Android. Dimensiune fotografie 16 megapixeli și pe partea de video. Calitate video jos, mediu, înalt, fin. Sunt pregătit să pariez că fin înseamnă Full HD și cam atât. Poți să inactivezi sau să activezi microfonul, ZSD, ce e asta? Cred că este un fel de stabilizare. Monoscenă, expunere, balanță de alb, antitremur automat, uite, vezi? EISA, perfect, hai să... electronic. Ia să vedem. Ia să facem un video stabilizat electronic. Nu, că am încercat să mișc camera așa ușor și să văd dacă este fluidă mișcarea și... camera pe filmare mai are nevoie de îmbunătățiri, părerea mea. Și asta ne aduce aproape de final. Ajungem la concluzii, după ce vă spun bateria, 3190 de mAh cu încărcătorul din cutie o să dureze mai bine de 3 ore încărcarea. M-aș încumeta să încerci cu un încărcător mai rapid, să vedem ce se întâmplă. Dacă băgăm 2 amperi, poate. Cablul micro USB duce 2 amperi, așadar aș putea încerca și un încărcător mai rapid. Încărcătorul din cutie, nu are căști în cutie, dar poți să ții niște căști în plus, dar la 899, eu cred că avem cea mai frumoasă ca aspect clonă de Samsung Galaxy S9 Plus.
Și sunt tare curios să-l văd în viața reală. Sunt curios dacă vreunul dintre voi și-a cumpărat deja un astfel de device. Dacă vrei pur și simplu un device cu un ecran mare și bugetul tău se oprește dur la 900 de lei, nu cred că ai opțiunea mai bună în momentul ăsta în piață. Pur și simplu, îți poți obține un device de 200 de grame din oțel, cu sticlă și frumos. Mare atenție că aceste margini de aici zgârie, dar ai senzor de amprentă, LED flash, 16 megapixeli de pe spate care chiar sunt ok, niște butoane bine finisate, un device care arată bine, despre care aș vrea să aud de la voi cum se descurcă pe durata lui de viață. La noi abia a ajuns. M-aș încumenta să trăiesc un pic cu el. Mai vedem despre chestia asta. Poate facem un experiment ceva mai încolo. Sunt curios cât de mult mai contează performanța în viața de zi cu zi. Nu mă refer neapărat la gaming sau la chestii complicate sau la fotografie, ci doar la pur și simplu messaging, browsing, să vorbești la telefon, să fii productiv până la urmă. Și cam atât pentru asta despre acest iHunt S9 Pro Alien. Un alien făcut pe pământ de oameni. Și dacă vrei să ținem aproape, mai intră și pe buchnici.ro/abonare. Numai bine!